explicat rezultatul politic de la Roman și din zona La ce vă referiți? La exact. Votul politic. La Consiliul Local? La Consiliul Local. Vine explic foarte simplu, dar e simplu de priceput, nici nu trebuie să cunoști foarte multă politică. E, în primul rând, e poziția care a fost o poziție total dezavantajoasă. 5. Deci PSD-ul a avut 1, 1, 1, 1. Romanul PNL-ul a avut 3, 5, 2, 2. Iar atât, 3 și 2 au fost pe prima pagină, 5 au fost pe a treia. Și în colțul din stânga sus, nu foarte vizibil. Un lucru pe care l-am aflat pe urmă de la unii alegători, i-a mai dus în eroare următorul fapt. Au fost la europarlamentare o singură listă. PNL-PSD, corect? La europarlamentar vorbim. În momentul când au deschis buletinul de vot, pe prima pagină au văzut doar PSD-ul. Mulți au crezut că este alianța și din coace. Și aici a apărut confuzia, pentru că și foarte simplu de înțeles. Atâta timp cât la vot... Ei, n-ați înțeles, înțelegeți? Să vă mai explic o dată. Eu creditez cu mai multă inteligență. Nu, dar vă mai explic o dată. Eu creditez cu mai multă inteligență. Nu, dar nu toată lumea. Nu este egal că nu trăim în patul lui Procus. Și nu toată lumea e la fel. Sunt oameni care nu au gândit-o și nu au văzut.